Bună seara! Am să fac o mică confesiune, not to be considered as a TED speech. Este doar o confesiune despre viața mea într-o altă manieră. O să încerc să vă prezint puțin și muzical și prin cuvinte ceea ce, ce m-a adus până aici în ziua de astăzi. Am început 18 minute, e bine, am timp. Deci, o luăm de la capăt, da? Să zicem că într-o casă undeva, într-o mahala, dacă închideți ochii și vă imaginați, să naște un copil. Da? Vorbim de o familie normală de romi, ca să fiu politicului corect, unde se naște copilul ăsta într-o mahala, cu toți needucați, singurul care a fost la școală, unul dintre unchi sau ceva, două clase, dar nici alea întregi. Așa, și se naște copilul, tot fericit și foarte bine, dar e cumva părăsit, mai că să pleacă, și dar așa săptămâni e crescut de bunici, că și taică-s-o era puțin mai vagabond, un black horse, știi, de la Mustang. Vă spune de câte ori s-a căsătorit, dar I can't keep count, nu pot să... Da. Deci se naște copilul ăsta, e fericit și el pe acolo, nu știu ce, e foarte bun și l-a dus să începe să cânte la țambal, la primul instrument. Dar se plictisește repede pentru că până la 3 ani jumate n-a scos niciun cuvânt. Este extrem de hiperactiv, face numai nenorociri, nimeni nu înțelege în familie, mai ales că este și copilul adus așa, pentru ceilalți. Și în orice caz, la 5 ani începe să cânte la pian, se plictisește iar, la școală are probleme pentru că e și dislexic, scrie și cu mâna dreaptă și cu mâna stângă, citește totul invers, ține minte toate lucrurile, dar nu se duce la școală și e în continuu un copil problemă. După care începe să cânte și la tobe, nici aia nu-i bună că se plictisește și de asta și undeva până la vreo 11 ani, bunicul meu, care era nepotul lui Fănică Luca, un naist celebru în anii 60, spune, hai să cânti la Nike, e mai ușor să-l care, că așa e tâmpit și o să pierde instrumentul pe unde se duce. Și așa n-ai unul pierde, că l-are în geantă cu el și la cât de tâmpit e, că ai văzut că nu e în stare să facă nimic în viață. Zic, bine tată, deci ai grijă, ăsta îl ții totdeauna cu tine să nu-l pierzi, că tu ești tâmpit și așa și altfel și nu poți să faci nimic. Bine tată, am înțeles, ăsta era bunica mea, Dumnezeu să-l ierte. Și copilul începe să cânte, ajung la ansamblu, mă fac de rahat, cânt cu niște băieți și am cântat de tot rahatul și mă duc acasă, m-am enervat de ambiție și am început să studiez foarte mult. În următorii 6-7 ani de zile am studiat non-stop și la vârsta de 18 ani, când deja mulți mă considerau foarte talentat, am trecut granița Faudro și am plecat în Grecia, pentru că nu știam că o să vină revoluția după 6 luni de zile. Doar că nu eram bine informat. Ajung în Grecia, n-aveam ce să mănânc și n-aveam cum să trăiesc și am stat un an jumate și am cerșit. Asta e singura modalitate de până care puteam să mă descurc. M-am însurat în Grecia, am trăit acolo, când am la văzut, nu știu ce, și la un moment dat visul meu era să ajung la Berkeley, în America. V-ați îmbătat? Că de obicei eu sunt ăla beat. Și ajung în America la Berkeley, mi-au dat o bursă integrală, am terminat Berkeley, în sfârșit am ajuns în Los Angeles, am câștigat premii Grammy, am cântat cu lumea, am început să fac bani și toate visele mele pe care le aveam de mic copil mi s-au îndeplinit. Dar în momentul ăla am început să am oarecum, am început să mă caut pe mine, Nu numai cu întrebări despre existențialism, dar de ce făcusem tot ce făcusem până atunci, până la 31 sau 32 de ani. Tot ce mi-am pus pe listă, pe bucket list, adică care învățasem și eu mai târziu, când am plecat eu din România și am ajuns la Berkeley, eu spuneam doar Rainbow, Adrian, asta era mai English, nu știam altă engleză, dar învățasem, acum am început să citesc și am avut norocul să cunosc și niște oameni foarte importanți în viața mea, pe Alvin Toffler și pe Noam Chomsky când eram la Boston, și mi-au deschis mintea să citesc. Și aici am început să-mi dau seama, eu cumva, adică la început să-mi pun întrebări, care este diferența între mine și toți ceilalți veri, frați, colegi și toți din copilăria mea, pentru că alegerea la mine în familie erau doar două alegeri. Sau faci muzică, sau te faci hoț, sau ajungi la pușcărie. Și cred că asta era mai bună, că mi-a spus mai bine, cânti într-un restaurant, adică era mai safe aici în partea asta. Și am început să mă întreb care e diferența și cred că există câteva elemente și cu asta închid, ca să vă cânt, am uitat ce să vă vorbesc. Frica este cel mai important lucru. Asta este ce ne doboară pe toți. Noi ne naștem doar cu două frici, asta puteți să o citiți oriunde, doar frica
of the fear of failing, adică să cazi pe spate, și the fear of noise, să fie un noise foarte puternic. Toate celelalte frici ne sunt implementate cumva sau într-un limbaj coding, dar cei care ne dau viață. M-ați înțeles exact ce se întâmplă? Să creează subconștientul, bineînțeles, știți, la 13 ani de zile și pe aia, noi suntem niște copii mici, copii mici în corpuri mari. Eu puțin mai mare. Dar ideea este așa, că sunt câteva lucruri pe care le-am înțeles în viață și vreau să le împărtășesc cu voi. Unu, ar fi singura modalitate de a progresa este prin să ceri în zona de confort, să te lupți non-stop, 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 în fiecare zi, în fiecare zi. Numărul doi, când pleci de aici, nu pleci după lumea asta decât cu, rămâi doar cu ce ai dat și pleci doar cu ce ai iubit. Și ultimul lucru, cel mai important, cred că este o întrebare foarte importantă în fiecare zi. Pentru ce am trăit până acum? Care a fost motivația? Care sunt valorile mele? Adică de ce fac asta? Pentru ce o fac? Știm restul, că dacă faci ce iubești o să fie bine, înțeleg legea atracției și toate celelalte, dar important este care a fost motivația principală. Eu dacă aș putea să spun și fac o confesiune, că te-am spus aici așa, până acum 6 luni am făcut totul doar să demonstrez altora. Și abia acum fac pentru mine. Vă mulțumesc frumos! Unde cântă cucu-n munce, dar nimeni lume nu l-aude. Cânta, că nu te poți asculta. Mi-a amară inima. Doina plânge, dar nu se plânge. Doina se mărturisește demn și curajos. Doina nu cade în stare de melancolie, Doina nu se văicărește, Doina se mărturisește.
este vie, se viețuiește. Odată du-i lăsa ta, mamă și tată. Da, lăsa ta, mamă și tată. Da, de când m-am străinat tu, nu al tău cântat. Ei, da, lume nu ce suduiescu, du-i cat numai să ce împliniescu, că cine sluge la împăratul, că cine sluge la împăratul, mulți ani nu-și mai vede satul. Maria Cassandra. Ajunge, gata, gata. Ok, hai să mai și gândăm. Pădurile sacă inimile, de când codru nu mai frate cu românul.
vara vine, că dacă primăvara zine mai mai. Și în codroada frunza oile tăcior zgera, trâmbicelor trâmbita, stâncile ori răsuna. Trâmbicelor trâmbita, în munte. Ce trosul lui, și ai mara murășului, da, da. Mulțumim frumos! Mulțumesc, Damian Drăghici. Mulțumesc pentru invitație. Doamne ajută! Mulțumim mult, seara plăcută, baftă multă, mulțumim! Doamne ajută!